Salutare! Bine te-am regăsit! Ți-am promis că te vom lua alături de noi în călătorii. Este prima vacanță în care recunosc că am filmat atât de mult. Îți vom arăta locuri, îți vom face recomandări și sigur vom include informații pe care credem că este necesar să le cunoști legate de zonele și obiectivele pe care le întâlnim. Am plecat din orașul Coventry, pe o ploaie torențială către campingul Pithead din Exeter, la ora 9:30 de minute, având un drum de făcut cu mașina de aproximativ 3 ore. Traficul a fost aglomerat, s-a circulat greu. După două opriri, la ora 15, am ajuns în camping. Ne-am propus de acasă să montăm cortul cel mic, cumpărat în urmă cu 3 ani din magazinul Decathlon, dacă vântul sufla puternic. Și da, asta am făcut. Rezervarea aici am făcut-o în urmă cu 5 zile pe site-ul pitchup.com la un preț de 20 de lire pe noapte. Sincer, am meritat. Campingul are un teren pe care se poate juca tenis de câmp. Există chiar și fileu, mingi și rachete. Nu este nevoie să vii cu ele de acasă. Așa cum se vede, Aisa și Daniela s-au descurcat minunat. În zona de bar ai posibilitatea de a utiliza un mini aragaz, asta dacă dorești să-ți prepari ceva cald. Tot acolo ai și prize cu USB pentru a-ți încărca telefonul sau alte dispozitive. Prizele folosesc panouri solare. În partea din spate a campingului sunt zone cu corturi deja ridicate pe care le poți închiria. Proprietarii sunt foarte amabili. Parcarea pentru mașini se află paralel cu zona de campare, iar dacă dorești să-ți transporti bagajul de acolo, poți folosi o roabă. Partea care îmi place este că aici se permite aprinderea focului. Și trebuie să menționez, toaletele sunt curate. Fiindcă avem de gând să stăm aici încă două zile, am încercat să ne organizăm puțin. Ne-am făcut un mic plan de explorare pentru mâine, să ne asigurăm că nu ratăm nimic interesant din zonă. E bine, e timpul să ne retragem. Cortul ne așteaptă și suntem epuizați, dar încântați de ziua asta. În episodul următor mergem la Exmouth Beach, o plajă absolut superbă pe care Daniela și Aisa sunt nerăbdătoare să o exploreze. Nu uita să ne susții cu un like ori să ne lași un comentariu cu gândurile tale. Numai bine!